Pluta, unde e Pluta, unde sunt alte lucruri, cam toate se strâng în partea unde e vin. Și tirbușonul standard de sommelier, știți, ăsta e un tirbușon standard de sommelier. Are spirala, are o parte de pârghie și... O parte lemnoasă și... Și mai are o... ca și consolul Mulcean, o lamă. Are o lamă mică. Ideea este că mai există o grămadă de alte modele de tirbușon. Și și ăla mic pentru ce? Un, să tai capișonul. Și, în general, capișonul se taie sub buză în momentul în care îl tai somelierește, pentru că dacă rupi capișonul cu desfăcătorul pe care îl are atașat, poți să ai mucegai și atunci când tot mucegaiul se spală cu ajutorul vinului și ajunge în paharul consumator. De asta îl tai, în general, sub buză, pentru că picătura va rămâne agățată și nu va ajunge la mucegai. Asta e chestie. După ce bei o perioadă, o să te obișnuiești să scoți de tot capișonul ca să fii sigur că n-ai nimic sub el. Nu tragi ca băzăranul și te uiți, n-ai nimic, e bun. Ok, ăsta e un tirbușon cu lame. Clasic, tirbușon cu lame. Îl foloseau în momentul în care Pluta nu era atât de bună și vinurile erau foarte vechi. E mai ciudat de folosit, dar... Nu sta cu spatele la mine. Ăsta folosești tu din motivul ăsta? Că e da. Veche? Am băut la un moment dat niște vinuri vechi și am fost nevoit să ne cumpărăm tirbușon de genul ăsta pentru că altfel nu-l scoți. Am mai există unul care are o pompă, dar ăla cu pompă în momentul în care dopul a pierdut din consistență și trece aerul pe lângă el, nu poți folosi. Deci îl înfiși ca o seringă, cineva și-a dat doctorat faci presiune, sunt o grămadă de tirbușoane și nu iese afară nici cu aer, nici cu nimic altceva și atunci ai jucăria asta care te ajută să faci tot ce poți. Încerc să introduci lama pe lângă dop. Una e mai scurtă, una e mai lungă, ca să poți face chestia asta. După care mișcarea e așa. Ușurel, ușurel, cât un pic, cât un pic. Dar nu trebuie să-l desfaci tu mai demult ca să se aerisească. Sunt două deschise pentru aerisire. Și vom face și comparația. Asta a fost ca să vedeți dopul. Cum se... AB testing. Nu e panică. În momentul în care ai ajuns la capăt, pare destul de ciudată jucăria, dar funcționează. A ajuns la cap. După ce ajunge la capăt, se învârte ușor de. Asta e magie, nu? Sensul acelor de ceasornic sau trigonometric? Sau invers, dacă vrei trigonometric. Nu asta folosim de acum încolo, pe cum mai pomeni. Nu. Nu mai rost altul, țin. Fii atent, există un tirbușon făcut de un nen, îl cheamă Duran. Care a inventat o combinație între cele două tirbușoane. Există tirbușonul ăsta cu gaură pe mijloc în care se bagă și tirbușonul cu spirală. Este mult mai bun. Ăla este de lea, n-ai bani. Ăla este Dumnezeu tirbușanelor pentru vin vechi. Dacă folosești chestia asta și împingi cadă, nu are niciun fel de panică. Poți să spui orice, știi că în momentul în care ai citit suficient, poți să spui orice prostie. Din categoria băgă. Da. Incredibil, să-l aplaudăm pe Naci! Asta, a ce miroase dopul? Din fericire, dopul miroase a Cabernet Sauvignon. Și n-are 25 de ani, n-are 25 de ani, adică miroase foarte mare. N-are 25 de ani, să zicem și aia te vârsta. Este unde trebuie. Este nesperat.